Peste 50 de voluntari s-au strâns pentru a scăpa clisura Dunării de gunoaiele cu care era împovărată. Acțiunea a avut scopul de a menține această zonă cât mai curată și de a salva fluviul Dunărea de la poluare. Voluntarii au strâns aproape 2 tone de deșeuri. Alături de voluntari din clubul Leo Drobeta, în parteneriat cu echipa din cadrul organizației Cu Apele Curate, dar și cu sprijinul asociației Împreună Renaștem Orșova, echipa Gatekeepers of Danube a organizat o amplă acțiune de ecologizare în zona clisurii Dunării. Din grijă pentru fluviu și din dorința de a avea un mediu mai curat, peste 50 de voluntari s-au implicat și au strâns în jur de 2 tone de deșeuri. Multe dintre ele erau niște obiecte neașteptate, precum televizoare, canapele și deșeuri care erau acolo de foarte, foarte mult timp. Noi suntem Gatekeepers of Danube, o echipă de 8 tineri de acțiune, pasionați și uniți de aceeași dorință. Noi ne-am dorit să transformăm zona de clisura Dunării într-un loc mai curat, mai frumos. Noi venim din diverse domenii, inginerie, IT, business, medicină și comunicare. Și din cauza aceasta, noi aducem fiecare o perspectivă unică, dar împărtășim același scop să facem zona de clisura Dunării mult, mult mai frumoasă și protejată. Am ales această zonă pentru că este o zonă de suflet atât pentru mine cât și pentru unul dintre colegii mei. Este zona mehedințeană a clisurii Dunării, pe care am vizitat-o foarte des de când suntem mici. Peste 20 dintre voluntarii clubului Leo Drobeta au luat act de inițiativa celor de la The Gatekeepers of Danube și ne-am mobilizat pe clisura Dunării, unde am desfășurat o activitate de ecologizare de amploare, contribuind astfel la înfrumusețarea și conservarea acestei zone, care, în opinia mea, are un potențial turistic deosebit. De asemenea, voluntarii au beneficiat și de sprijinul Gărzii de Mediu, astfel că au reușit să curețe și una dintre cele mai mari parcări de pe drumul național. Foarte mulți tineri s-au coalizat și au reușit să strângă o cantitate impresionantă de deșeuri din zona statuii de la Orșova. Este o parcare tranzitată foarte des și turiștii aruncă în locuri care nu sunt special amenajate. Diferite tipuri de deșeuri au reușit și prin sprijinul celor de la drumurile naționale, care au participat și aceștia, au oferit un utilaj pentru a strânge toate aceste deșeuri. În aproximativ 3 ore, voluntarii implicați au reușit să strângă 150 de saci de gunoi. Scopul acestei acțiuni a fost acela de a oferi comunității un exemplu de bune practici atunci când vine vorba despre mediul înconjurător.